Cine aruncă o privire asupra cantității combustibilului folosit de șefii Transloc în deplasările de serviciu ar putea crede că transportul în comun este asigurat cu mașini mici. La un calcul simplu, reiese că o mașină de șef parcurge 31.250 de kilometri pe an, adică aproape 100 de kilometri zilnic. Conform anunțului postat în Serviciul Electronic de Achiziții Publice, aceștia oferă aproape 1,2 miliarde de lei vechi unui furnizor de benzină fără plumb. Noi consumăm cam 25.000 de litri de benzină cu cele 8 autoturisme pe care le avem. Nu mi se pare mare acest consum de benzină. Este conform normativelor și conform kilometrilor efectuați de aceste autoturisme. Culmea este că societatea Transloc nu folosește efectiv decât 5 autoturisme pe benzină, dintre care unul este la dispoziția directorului Căilean. Celelalte 3 sunt oferite cu tot cu șoferi, șefilor din direcțiile primăriei Târgu Jiu. De la SC Transloc noi avem într-adevăr 3 mașini, 2 autoturisme și o auto-utilitară, care au fost luate prin hotărâri de Consiliul Local și la care nu se plătește chirie, dar se plătește evident contravaloarea combustibilului la fiecare sfârșit de lună și salariul șoferului care este de asemenea angajat. Surprizele conducerii societății de transport în comun nu se opresc aici. Aproape 13 miliarde de lei vechi cheltuiesc șefii pentru achiziționarea de motorină, asta în condițiile în care autobuzele sunt folosite doar pe liniile unde nu există rețea electrică de trolee. Pentru motorină, cantitatea pe care noi am scos-o pentru achiziția publică este de 300.000 de litri. Valoarea pe care noi am estimat-o este de 1.290.000. Nici lipsa anvelopelor de iarnă nu este o problemă la Transloc. Angajații unității au inscripționat cu carioca simbolurile M și S specifice tipului de anvelope impuse de legislație pentru sezonul rece, deoarece cauciucurile de iarnă lipsesc cu desăvârșire.